Ce faci? Bine, sănătos, deloc nervos. Deloc nervos, păi e normal, no. Nici nu trebuie să fii nervos. Să știi că eu nu mi-am propus să intru într-un conflict cu doamna Maria Ciobanu. Doamne ferește. Dacă ea își dorește așa ceva, nici nu se va întâmpla. Doamna Maria Ciobanu a zis n-a avut niciun scandal, nu s-a certat niciodată cu nimeni. Cu nimeni în viața ei. Da, te-a derajat faptul că te-a făcut tristariu? Am văzut că a zis de vreo 5 ori. Nu cred că e atât de drag de mine că a căutat un alint, un diminutiv, știi? Și a zis tristăriu ăsta. Așa bănuiesc eu. Adică e un alint, da? Doamna Maria Ciobanu, să știți că este un alint. Dacă ați vrut să fie alint, v-a ieșit, nu? De unde a plecat și de ce s-a ajuns la acest conflict? Haideți, povestește. Vreau să vă povestesc ceea ce n-am spus nimănui. La festivalul de la Mangalia, organizatorii și-au propus să facă o surpriză punându-mă imediat după Maria Ciobanu. Adică, vreau să fie Maria Ciobanu să cânte două, trei piese, să cânte puțin din Lie Ciocălie și să intre, să predea ștafeta, știi, de la vechea generație la noua generație, să intre tristariu cu Lie cea nouă, adică varianta generației noi. Cu Ciocălia nouă revisată. Eu i-am întrebat de la repetiție pe organizatorii, ea știe, nu știe, anunțați-o că s-ar putea să nu-i convină. Tu ai simțit că s-ar putea să... Da, pentru că am zis că, mă, totuși ea a cântat prima dată, sau prima dată, ea n-a cântat-o prima dată. Da. Este piesa Mariei Lătărețe. Corect. Dar ea s-a lansat cu această Lie Ciocălie. Ei, din surpriza asta care trebuia să iasă, mai ieșit decât un mare tam-tam și mare balamuc, în sensul că Bucureștiu, pentru că festivalul de la Mangalia se ținea la Mangalia, Bucureștiu i-a băgat publicitate și Maria Ciobanu a rămas fără Lie Ciocărlie pe televizor, ori eu trebuia să fiu primul după Maria Ciobanu, intrând cu această Lie Ciocărlie și n-am mai putut să fie niciun moment de genul ăsta. Prezentatorul, care era Raul, a renunțat să mai facă moment și eu am rămas cu Lie Ciocărlie direct pe televizor. Și dumneai, când am ieșit eu după cele trei piese, era într-un mare scandal acolo și țipa: "Las, lăsa pe ala cu Ciocărlie!" Și eu n-am intrat. Asta am auzit eu cu urechea mea la un metru. I-am dat bună ziua de vreo 8 ori, acum recunosc încă o dată. Toți colegii erau acolo când în camera de machiaj i-am făcut așa bună seara și ea nu se uită la mine, mai roteam așa prin jurul ei să rup mâna, iar era preocupată. Și toți îmi spuneau, las-o că e bătrână, las-o că e stresată, las-o că e nu știu ce. Deci, știi, chestia asta... Da. Deci mi-am făcut datoria de bun simț, așa cum spuneam și în filmuleți, i-am dat bună seara de 8 ori. N-am auzit nici măcar o dată, astea. Da, acum haideți să fim sinceri, pentru că te văd așa foarte deschis. Să recunoaștem că tu ai aranjat ca dumneavoastră să fie pe publicitate și tu să cânți, nu? Pe TV. Nu, a fost fix o coincidență, n-am atâta putere să vorbesc eu cu organizatorii. Dar tu cred că nici nu știi când e publicitatea sau ce se întâmplă. Nici măcar nu știam, mi-am avut bafta că am intrat de la 9.00 și probabil la 9:05 au intrat reclamele. Și dacă a intrat reclama pe Maria Ciobanu, a fost un ghinion. Puteam să fiu foarte bine eu pe reclamă. Da, dar tu consider că trebuia să mergi la doamna Maria Ciobanu. Nu, să-i spui doamna Maria Ciobanu. Poate ar fi singura, dar nu consider o greșeală, pentru că atunci când faci un album de folclor, datoria ta e următoarea: mergi la un compozitor și întrebi ale cui sunt melodiile, pentru că dacă au peste 50 de ani, ele intră în folclor și nu mai sunt ale nimănui, dacă n-au încă 50 de ani de la nașterea lor, da, piesele, moștenitorii sau chiar autorii primesc încă drepturile de autor. Iar în cazul piesei Lie Ciocărlie, am descoperit la UCMR, la un compozitor, că piesa aparține familiei Lătărețu, deci n-a trecut de 50 de ani. Moștenitorii sunt Ioana Lătărețu, adică nora doamnei Maria Lătărețu, care încă strâng, culeg banii de pe urma acestei piese. Eu cu ei trebuia să vorbesc și nici de cum cu Maria Ciobanu. Da, știi ce? Maria Ciobanu spune: cine e, domne, tristariu ăsta? N-am auzit în viața mea de el. Ce piesă are el? Nu cunosc nimic. Te-a deranjat lucrul ăsta? Pentru că totuși ai luat locul 4 pentru România la Eurovision. Știi de ce m-a deranjat? Pentru că eu pe doamna Maria Ciobanu, acum 2 ani când mi-am deschis firma de taxi, am invitat-o și am pus-o cap de afiș. Deci ea nu știa cine e tristariu și când a fost adică invitata mea în spectacol. Ai făcut? Da, m-am chemat 6 mașini. Nu, au fost 6 artiști invitați cu afișuri uriașe, a fost concert de lansare și Maria Ciobanu era invitată specială. Deci ea să face cum plăcea Maria Ciobanu. Nu mai spun că de 100 de ori cred că ne-am întâlnit în concerte și ne-am intersectat. Și vorba doamnei Lătărețu, n-a auzit ea de Eurovision și de Tornero, chiar trăiește pe altă lume? Sau n-a auzit de Suzana Banană? Hai să o luăm așa din urmă. Și la mare la sare și... Adică eu uit aici de 10 ani și banii și fetele și cât de frumoasă e și am atâtea piese. N-a vrut să audă sau n-a vrut în acest moment? Nu, numai un pic. Doamna Maria Ciobanu, mă scuzați, unde sunteți? Care e camera mea? Vorbea lui Vârciu aia, da? Băi, oameni buni, doamna Maria Ciobanu, Mihai Tristariu are o întrebare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră ați auzit de piesa lui, care, Mihai? Banana. Cântă-i puțin refrenul, cum e, da? Nu-i mai cânt. Suzana, eu te spun, mama, mi-ai furat banana. Eram mic.
Da, dar piesa asta a fost hit. Am cântat de zeci de ori și cu Ion Nuț Dolănescu și cu dumneai. Deci era imposibil să nu fie auzit măcar o melodie. Nu, dar asta îți dai seama asta că a fost o înțepătură, așa cum a dat și prin ziare. Tot așa, articole cu mici înțepături. Nu, dar asta nu vreau să-i dau o replică. Mihai, tu cred că ești conștient de faptul că toată lumea asta știe de tine, pentru că odată ai luat un loc foarte bun la Eurovision, locul 4 și cele mai multe puncte pentru România până acum, da? Ai avut piese care au fost hituri atât cu Valahia, cât și de unul singur și inevitabil, cum spui tu, la concerte v-ați intersectat. Doamna Maria trăiește în showbiz, nu e un străin sau o persoană obișnuită. Trăind în muzică, imposibil să nu știi de colegii tăi. Da. Sau poate chiar nu știi, poate trăiește pe altă lume și are alte preocupări. Asta nu era o problemă. Trăiește pe altă lume? În sensul că lumea ei și nu interesează muzica ușoară. E, mă rog. Bun. Dar asta nu te împiedică și de acum încolo o să cânti muzică populară? Și am făcut datoria și am cerut voie familiei Lătărețu, care m-au invitat acasă la ei să mai ascult încă 1500 de piese din repertoriul Mariei Lătărețu și dacă vreau să-mi aleg vreodată vreo melodie, să le aleg cu drag. Da. Deci eu legal sunt ok. Acoperit. Da. Spune-mi, ce piesă îți place ție cel mai mult de la Maria Ciobanu? Nu o să fiu răutăcios, dar cu toată sinceritatea spun că nu știu nicio piesă de Marie Ciobanu. Nu știu, pentru că eu nu sunt din muzica populară. Dacă aș spune Lie Ciocărlie, aș minți, pentru că Lie Ciocărlie este piesa Mariei Lătărețu. Nu, dar chiar nu știi, nu? Adică chiar nu e o ironie. Nu. Dacă îmi spui niște titluri, s-ar putea să le cunosc. Așa am. Trebuia să spună și ea. Am înțeles. Nu? Bun, o să... Dacă mă mai deranjează ceva și da, trebuie să spun, este faptul că eu sunt al 8-lea cântăreț al Liei Ciocărlie. Prima a fost Maria Lătărețu, compozitor și textier. A doua Maria Ciobanu, al treilea Ion Dolănescu, a patra versiune aparține lui Vitas, un cântăreț rus celebru, da, care face thrill-uri așa. E celebru, exact, pentru vocea pe care o are. Toate versiunile sunt pe YouTube. A cincea Andreea Bănică, am găsit o variantă a Andrei Super, un remix. A șaptea variantă, există un fel de prelucrare, muzică ușoară, Larisa Ciortan, iar eu sunt al 8-lea. Și s-o fi năzărit tocmai la al 8-lea cântăreț? Adică ceilalți au avut voie și Tristariu n-are voie? E ceva dubios aici. O râcă e ceva.